televiziunea română a început să pună bazele rețelei interne de corespondenți și cameramani în 1971, doamna Dorina Vlădescu fiind inițiatoarea redacției și șefa ei timp de câțiva ani împreună cu Cincina Sârbu. Erau 11 corespondenți și tot atâția operatori care aveau 2, 3 și chiar 4 județe. Șef la departamentul știri era Eugen Preda, urmat de Ion Lavric, iar reporterii din țară erau coordonați de Teodor Brateș, redactorul șef adjunct al redacției interne, de Stoica Meteleanu și ulterior de Ștefan Cazacu, ajutat de Ilie Mircescu, Ovidiu Dinescu și Dumitru Muntean. Reportajele corespondenților erau frecvente la jurnalul de actualități, emulația era mare, iar echipele aveau o componență stabilă. Experiențele reporterilor din teritoriul ITVR sunt fascinante. La început a fost greu. Se filma pe peliculă, sunetul se capta separat pe magnetofon, iar deplasările se realizau cu motoreta, motocicleta, trenul și apoi și cu automobilele achiziționate de televiziune. Prima echipă a fost la Constanța, unde erau Ilie Șerbănescu și Constantin Popa. În Galați filmau Ion Mărinaș împreună cu Alexandru Pascu. La Cluj lucrau Vasile Costin și Ioan Mesaroșiu, iar la Râmnicu Vâlcea era Aurelian Bărbulescu. La Brașov s-a început cu Ștefan Cazacu, urmat de echipele Radu Marian și Ladislau Tot și Aurel Copos Mihai Tugui. La Iași corespondent a fost Teodor Șamataru, cu operatorul Eduard Sandu, ulterior reporter fiind Corneliu Slătinaru. În Baia Mare s-a început cu echipa Victor Mihalca, Carol Tot, iar la Craiova cu Sebastian Domozină, Florin Olar. La Arad, Gheorghe Lupa și-a fost pionierul corespondențelor, urmat de Virgiliu Jirechie și Vasile Opșitoș. Iar la Târgu Mureș activau Ladislau Doții și Dominic Fiuzeși, pentru ca în Bacău corespondent să fie Traian Moroșanu, cameraman fiind Dorin Dodiță. După 1990, directorul departamentului știri a fost Paul Șoloc, iar rețeaua de corespondență a fost condusă de Ilie Mircescu și Mircea Neacșa și coordonată de Corneliu Zroșianu. Au apărut transmisiunile prin releu, telefonia mobilă și mijloacele IT și, foarte important, concurența cu celelalte televiziuni. Iar după 1997, reporterii din teritoriu au fost conduși rând pe rând de Irina Radu, Dan Luțan, Ferenc Voșoș, Mădălina Rădulescu și Oana Buzea Muntean. Din cauza vârstei, garda veche a ieșit la pensie, numărul de jurnaliști și operatori a crescut, iar componența rețelei de corespondenți s-a schimbat treptat. La Timișoara era Dan Abagiu, la Târgu Mureș activau Dorin Suciu, urmat de Nicolae Băciuț, completat de bătrânul Dominic Fiuzeși. La Hunedoara și Alba erau corespondenții Ioan Ceaușescu și Alexandru Gruian, cu operatorii Ovidiu Munteanu și Marius Olariu. La Râmnicu Vâlcea continua Aurelian Bărbulescu, urmat de Raul și Dana Jitkov. La Brașov au fost Aurel Copos, Mariana Sebeni, Alexandra Bogdan, Claudiu Login și Sorin Cosma. La Neamț erau Marcel Ciubotaru și Vasile Popescu, apoi Iulian Cazacu. În Baia Mare, echipa Victor Mihalca, Carol Tot, a fost urmată de Petru Dunca, Gheorghe Hornariu și Ada Domin Mățan, Marius Mățan. La Cluj erau Vasile Costin și Florin Proscar, în timp ce de la Arad trimiteau corespondențe Virgiliu Jireghe și Vasile Opșitoș. În Bacău erau prezenți Mihai Poznea și Dorin Dodiță, la Suceava era Mihaela Crăciun, în Focșani au fost Ioana Repede, Marian Gârleanu, Magdalena Lupu și Ion Repede, iar la Constanța, după bătrânul lup de mare Ilie Șerbănescu, au urmat Feri Predescu și Adrian Boioglu, George Marciolu fiind permanent cameraman și de câte ori a fost nevoie și corespondent. La Oradea era Nicolae Nistoroiu, iar la Craiova, după echipa Traian Bărbulescu, Florin Olaru, au activat Carmen Claibă, Dobrișan și Dan Catană. În Buzău au fost Aurora Moldoveanu, Antonia Ioniță și Dorian Ioniță. În Bistrița erau Nicoleta și Gheorghe Cherecheciu. La Sibiu, Ionuț Vișan. La Alba, Emanuel Jilinski și Cristi Jeller. În Harghita, Angela Bârsan și Petru Todiruț. La Galați, Ion Mărinaș, Alexandru Pascu, Claudiu Brânzan, Elena Fătu Palade și Ovidiu Fătu. Iar la Târgoviște, Gabriel Degeratu și Valentin Popa, Nicolae Stancu și Corvin Dumitrică. În Ploiești, Pitești, Giurgiu, Călăraș și Slobozia
au fost Horațiu Martin, Dan Militaru, Marius Militaru, Dan Simionescu, Gabor Caicea, Cristian Pintescu, Ionuț Petrescu, Răzvan Bună, Adi Burcea, Silviu German, Andrei Sfetcu, Romulus Paverescu, Valentin Ioniță și Andrei Stanciu, reporter fiind Gabriel Degeratu. Povestea de 6 decenii a reporterilor din țara ITVR, începută cu imagini fixate pe peliculă, trimise în redacție cu trenul ori mașina și texte scrise cu creionul chimic, transmise prin telefon, a ajuns acum la filmări pe card și transmisii prin laptop și telefonul mobil. Astăzi, mai vechi sau mai noi, corespondenții continuă să ofere publicului informații utile în regim de breaking news, iar istoria merge mai departe.